Bună ziua! Deschidem astăzi sezonul 2 al podcastului meu, Avangarda cu Ionuz Vulpescu. Deschidem seria întâlnirilor cu marile personalități ale țării și astăzi am o bucurie și o emoție. L-am ca invitat pe actorul Victor Rebengiuc. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația să veniți la podcastul meu. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și sunt chiar bucuros că ne reîntâlnim și... Și sper să, să fie interesant această întâlnire și pentru ceilalți, cei care ne privesc la podcast. Podcast, îmi place cum sună. E un termen din 2006 care la noi a venit ceva mai târziu. Da. Se întâmplă, e un decalaj. Da, da, suntem decalați bine în multe lucruri. Da. Aveți cam două treimi din, din viață, v-ați consacrat-o teatrului și filmului românesc. Aveți. 65 de, de ani de activitate și cum e viața rotundă, așa ca în romanele lui Rebreanu ați început a terminat în 1956, i ATC-ul cum se spune atunci, un ATC-ul de astăzi, și în 57, 1957, după ce a fost câteva luni la Teatrul Național din Craiova, care ulterior avea să se bucure de un mare succes în, în timpul mandatului Boroghină cu Silviu Curcăretă, uh, în 1957 v-ați angajat la Teatru Bulandr. Unde jucați și astăzi? Iată, 65 de ani mai târziu. Cum se vede viața după ce două treimi din viața ați consacrat-o plină de lumini, de, 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 filmări pe platourile de, de studiouri în televiziune? Cum, cum, vedeți viața după două treimi dedicată, din viața dedicată artei? Sunt, de mine, sunt destul de ambigue. Adică Mie mi-a plăcut și îmi place în continuare foarte mult uh, faptul că sunt actor și că pot să joc, pot să uh, creez, dacă nu e prea pretențios cuvântul, un, un personaj uh, sau mai multe, nu dintr-o dată mai multe, dar câte unul, câte unul. Și îmi place foarte mult uh, treaba asta. vorbeați de anime de profesionalism, după ce am terminat institutul și eram uh, licențiat, licențiat, dar uh, eu am avut și înainte ca, ca amator o activitate de vreo 2-3 ani undeva într-un cămin cultural, mai multe cămine culturale din București, dar în principal am fost la unul undeva pe Grivița, care într-o fostă cârcimă era un ateneu popular, cămin cultural îi spunea, Constantin David, un erou al clasii muncitoare al... nu l-am cunoscut, nu știam ce, ce a făcut, dar era titlul acestui cămin cultural. Și acolo, eu mă duceam, mergeam în fiecare, după masă, după ce terminam cursurile de la școală, în loc să merg pe Maidan, Maidan undeva să joc fotbal sau alte lucruri, mergeam acolo întâmplarea a făcut să intru în, în mișcarea asta de amatori, care era destul de bine organizată. Pe raioane erau raioane atunci, în loc de sectoare ale capitalei, pe raioane, pe capitală, pe, țară, pe județ sau regiune, cred că era în perioada aia încă regiune și țară. Că se făceau anual concursuri pe sector, pe raion, pe capitală Și, deci, era bine organizate. lucra, erau instructori care se ocupau de noi Acolo erau, în Căminul la erau trei activități culturale Se făcea teatru, se făceau dansuri populare și cor Cred că ne-ar da de cântat atunci. Și uh, uh, eu mergeam la teatru din pasiune, din plăcere. Îmi plăcea, mi-a plăcut. La școală am jucat prima oară. Un coleg care mi-a spus, domnule, să joci într-o piesă care o pun eu. O să joc. Și uh, uh, după aia am jucat într-o piesă, dintre asta era o piesă de propagandă, pentru, pentru sate uh, și se, 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 se încerca uh, cum să spun eu, uh, popularizarea medicilor care erau trimești de partid acolo la sate să facă medicină cu țăranii și să le scoate din cap medicina populară, Doftoroii și ăștia. Și eu jucam un chiabur, chiabur care evident că ținea cu doftoroii și nu cu medicii. Uh, dar erau niște piese, ce scurte, așa, niște chestii. Vă amintiți prima piesă de teatru, când ați fost prima oară la teatru? Ce ați văzut prima dată? Uh, nu mai țin minte cum se numea piesa, eu n-am fost la teatru înainte de, decât o singură dată la un teatru care era aproape de casa în care stăteam eu, undeva pe Uranus, teatru Muncă și Lumine îi spunea, al lui Victorion Popa, Victorion Popa a făcut asta și era o piesă, cred că tot de el pus. nu habar n-aveam nimic de, de teatru. Victorion Popa, da. Uh, uh, dar la film, când ați fost la prima oară la film? La film am fost tot timpul, stăteam pe Mihai Vodă lângă Bulevardul Elisabeta Unde erau șapte cinematografe și mergeam în vacanță din cinematograf în cinematograf Așa mergeam, terminam un film la capitol, mă duceam la regal alături După aia mai departe la Femina și mai departe vis, -vis era, nu mai știu, Victoria îi spunea ultima vreme, dar înainte îi spunea altfel Și eram, asta a fost, asta a fost școala mea am văzut mult film, am văzut. Uh... Deci interesant că a fost o perioadă, spuneți, acel rolul Căminilor Culturale, care că era extraordinar. Da, da, da. Căminele culturale l-au locuit cu cârciumilor, nu ca mai târziu când, da, când da, cârciumile da, au înlocuit, căminele culturale da, au devenit de, cărciumi de, și rolul cultural al, al, acestor, acestor spații a fost practic diluat. Da, înainte de cămine culturale existau, cred că regele Carol făcuse asta, atenee populare erau în sectoarele alea capitale, albastru, galben, verde, Mereu avea denumite atunci. Și tradiția s-a continuat, da, pentru că partidul avea nevoie de muncă și căminel, de propagandă. Un rol la țară major. Cred căminel că mai pro sunt. Și ar fi bine să fie peste tot. Dar există. Acum văd că în licee având o mișcare de teatru care a existat și înainte, a existat și veneau Piti și, și încă mulți alții care au început în teatru să joace, în școală, în liceu să joace teatru și pe urmă au dat examen la institut. Eu mergeam acolo pentru că fără nicio idee, nu, nu vroiam să mă fac actor. Eu eram la o școală tehnică, electrotehnică și aveam învățam pentru transformatori electrici, eram la transformatori. Și cu asta, da asta mă pregăteam. Mi s-a spus, domne, părinții mei, mama și cu bunicii care aveau grijă de noi, domne, te duce aici, lasă, mai ai așa avantaje ca la liceu teoretic, așa se spunea, și Termini școala cu o meserie, poți să te angajezi, să câștigi bani, nu stai și umbli cu o, o diplomă în, pe frunte și de care nu poți să faci tot. nimic. da, da. Uh, Și așa, eu ocupam de treaba aia, aia mă, mă gândeam la chestia și Dar uh, cam teatru, eram vedeta raionului acolo, veneau să se uite la noi în fiecare duminică oamenii care nu aveau niciun teatru prea apropiat la care se meargă și care veneau aici că era alături, cum era. Și în fiecare duminică dimineață jucam o piesă, oamenii îi umpleau sala aia care era acolo, intrau câte o sută, cel puțin de oameni, acolo să ne vadă. Și să până la un moment dat, când în ultimul an de, de, școală am făcut o piesă în care jucam la Ateneul la Popular la școală cu colegii mei de, de, clasă și era o chestie simplă, eu aveam un rol central și aveam mici sketch cu diverse grupuri de, și era o comedie, o chestie de asta de haz așa și sigur că a avut succes la școală să și directorul școlii, era un domnul Șandru, o să-i fiu profund recunoscător toată viața, mi-a spus la urmă, bă, Remenjo, păi tu ar trebui să dai la teatru. Bă. Și de aici, pentru că nu aveam deloc ideea asta că să dau la teatru. Nu, doamne, eu mergeam la Institutul la, uh, Politehnic, nu m-a primit, pentru că nu aveam origine socială sănătoasă. Nu aveam nici... Și mai de teatru a zis să vă duceți la Politehnic. Da, adică asta era și fost calea, dar nu intram pentru că nu aveam origine socială sănătoasă. La teatru nu se cerea chestia asta. Nu se cerea artiști, lasă-i da, fie oricum nesărătoși. Clodi Bertola și, și, Aura Buzescu sunt două... Nu, Aura Buzescu în primul Aura Buzescu și, și Clodi Bertola uh, sunt, deci, sunt două... Bertola am, am întâlnit întâlnit în Teatru Bulandra și am jucat foarte mult alături de ea, adică în piesele lui Ciulei, care, pentru care Clodi Bertola era actrița preferată, uh, am jucat și eu. I-am fost partener, ei în unele piese, în Cum vă place eram parteneri, i-am fost, ba, iubitul ei, ba, Orlando din Cum vă place, ba, fiul, fiul ei, ba, nu mai simte, minte ce mai puteam fi. Dar am jucat foarte mult alături Dacă de Dacă ar și... fi, să spuneți, un singur nume căruia ai datorați, ceva din ce a devenit actorul Victor Benjuc, care ar fi acela? cineva, poate un mare profesor sau cineva care... Aura Buzescu. Aura Buzescu. Aura Buzescu. O mare actriță. Îmi minte că în, în primele... Eu, după activitatea mea în Căminul Cultural, unde am avut de-a face cu niște instructori de teatru, care nu erau... Uh, mari specialiști, mari regizori de teatru sau mari actori. Erau niște oameni care lucraseră prin teatru, erau și ei actorași mai de mâna a doua, a treia, dar uh, se ocupau cu chestia asta și îi animau într-un fel activitatea asta culturală. Uh, 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 probabil că eu am căpătat, fără să-mi dau seama, fără să știu, ce, niște deprinderi uh, ca și în primele zile de școală, ți o minte, cu doamna Bucescu în clasă, m-am dus ne pe fiecare să facă cunoștință după examen, dar admitere, să vadă ce poate, cum poate. Și m-a suit sus pe podiumul acolo și am început să spun și eu ce știam. Nu, cine te-a învățat să faci așa? La circ să te duci, la stradă, cine te-a mă întreb, ce dracu caut eu aici, domnule? Nu, 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 mi era bine, unde eram, ce caut aici? Și a tot țipa la mine așa un semestru, până când am înțeles ce vroia ea ea vroia ca să eu eram cam cabotin, să zicem. Adică jucam pe din afară, așa, fără... Și textele te duceau către chestia asta, că erau teste din, din autori de ăștia mai slăbuți așa, care, mă rog, vreau și eu să câștige un și publicau, dădeau piesele astea pentru... Să cereau la un moment dat și scriau repede. ea cerea ca totul să vină de dinăuntru și spunea nu te strâmba nu te strâmba, de ce te strâmbi acolo? mă miră de mă miră. nu te miră, trebuie să vină dinăuntru mirarea ta dacă tu te miri cu adevărat, atunci pe chipul tău se va vedea că te miri. Nu trebuie să te strâmbi, că nu mă mir. Și până am înțeles o chestie asta, ce vrea ea, era o chestie nouă pentru mine, pentru că nu aveam nimic, știam nimic despre actorie. Eu ce făceam, era așa cum învăța și, și fotbal, era o minge, trebuia să dau cu piciorul asta, trebuia să fac altceva. Nu știam altceva, da. și la teatru la fel, Vezi, asta și îl spui textul ăsta și îl învățam și îl spuneam. E bine să ții pe profesor din când în când la student să-l admonesteze, să-l învețe, sau nu e bine pentru că îi rănește personalitatea, îi atinge sensibilități? Bine, personalitatea mea a fost foarte rănită, dar uh, și în război. nu în vin și după ce ești rănit uh, și te bucuri de victorie, până la urmă. Până la urmă, s-a întâmplat așa că uh, uh, am început să, răm să lucrăm. Asta până anul 2. Am să, să lucrăm. -o piesă, o scenetă în doi, lucram cu dânsa, deja era, nu mai țipa la mine, colaboram într-un fel, îmi dădea indicații și lucram la, la sceneta asta, am tot lucrat cu ea, până când s-a îmbolnăvit și vreo lună n-a venit la școală, între timp fusese o, 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 vizită ceva la școală, nu știu, străin ceva, nu mai țin de ce, și s-au prezentat niște secvențe, niște scenete din activitatea noastră în fața alora, nu, nu și sceneta asta în care jucam eu, e, și când s-a întors ea a, a luat tot repertoriul care l-aveam în lucru la, 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 clasă după o lună de zile și după ce a văzut sceneta asta noastră, a spus, dragă, dar de ce n-ați prezentat sceneta asta? Deci am, am simțit că e un armistițiu perfect între noi, că i-aș da seama că eu am înțeles ce vrea de la mine și că eu, în primul rând, am înțeles ce vrea ea de la mine. Și, o abitare. Da. Și a fost am avut o relație extraordinară cu ea. Tu că ați vorbit de, de război, tatăl dumneavoastră a murit la Stalingrad. Da, la Stalingrad. Da, da. Iar mama dumneavoastră, care era o femeie foarte frumoasă, n-a venit niciodată să vă vadă jucând, pentru că era teamă să nu vă vadă murind într-un rol pe, pe scenă. Da, e adevărat? Da, așa este, da. Îi spuneam, eu am întrebat, de ce nu vii și de, ce am premier acolo, de ce nu vrei să nu vii? Nu, eu nu vreau că tu mor pe scenă, nu, nu vreau să vadă asta, N-a vrut să vă vadă pe scenă, dar într-un rol dramatic. Era o femeie frumoasă, deci era cu vreo 20 de ani mai mare decât mine. La 20 de ani m-a născut pe mine și singură. Eram deja actor, deci aveam și vreo 25-26 de ani. Și spuneam, mă să mergem vara, era frumos cum e acum, cald. Nu atât de cald, dar plăcut. Și mergem noi la o grădină să mâncăm o friptură, să auzim o muzică, să bem bani. Zic doamne, eu nu vreau să merg, pentru că mi-era teamă, că lumea o să zică, uite bă, ăsta umblă cu femei în vârstă. Era frumoasă, era o femeie frumoasă. Și tânără pentru... Încă da. tânără, era la 40 ceva de ani, era tânără și era frumoasă. Și zic, uite, stăm acasă, zic, iau eu o friptură, o facem noi la grătar, dau drumul la radio, auzi muzică și un pahar de vin și gata, ce să mergi în la restaurant? De ce? Ați, ați avut o e... copilărie și destul de grele, marcate de, de griji, de constrângeri. Asta ar fi o explicație, așa, peste timp, a faptului că sunteți un foarte bun bucătar? Că vă place foarte mult să Ai, gătiți? Am fost un foarte bun bucătar, acum, în ultima vreme, nu mai pot. Nu mai pot să stau în picioare mult și nu mai pot să gătesc. Nu mai pot. Și nici nu mai am pentru cine să gătesc. Suntem doi, ciugurim și noi câte ceva acolo și gata, se termină masa. Nu mai era copilul, găteam pentru el, mă zbăteam să caut, să găsesc. Mi-aduc aminte când, când a, a, fost tot timpul asistat de medici, anul, primul lui an, îi dădeam fel de fel de ceaiuri de astea, praf, de, de, lapte, praf, chestia, era un lapte special care trebuia să-l procur și să-i îl dau. Când am primit un an, doctorița, doctorița mi-a spus, că trece la uh, masa familiei. Și adică ce? Păi, dă de mâncare, ce ca mânca și voi. Și ce să-i dau cu Păi dă-i o cană cu lapte, cu cacao, dă-i un sandwich cu șuncă. Deci asta era în uh, anul 76. Atunci m-am născut, eu în 76. Eu s născut în 75. Și, uh, uh, Dumnezeu -am, am alergat tot Bucureștiul, toate magazinele, să caut niște șuncă. Să-i dau copilului să mănânci. Și n-am găsit, m-am dus atunci restaurante, la restaurante, la hoteluri, la... În fine, am găsit într-un târziu undeva la un hotel, cred că la Ambasador am găsit, uh, uh, niște șuncă, am luat-o și am putut să-i dau copilului șuncă de, să mănânce, dar a fost perioada aia care, fost. A, care ar fi meniu ideal al uh, Victor Revengiu? Meniul ideal? <laughs> o mură bură de crab. Uh, uh, și un crap uh, la cuptor de snack. Deci pește. Cu, cu ce? Am Pește îmi place în mod special. E, îmi plac și astea. Caracatița, cambula, uh, îmi, plac toate, tot pește de mare, de ocean. Și pot carne, carnea de vite în special, îmi place. Grătarul, și mâncare, eu am gătit, de toate am gătit, mâncare de gătit am mâncat. N-am nu concurs, concurez la televiziune cu ce gătesc, că gătesc mâncare. Să mănânc, vă dau la mâncat. Am, am înțeles. La, găteam, găteam. nu mai gătesc acum. L-ați invocat pe mai devreme pe Liviu Ciuleș. A fost una din întâlnirile destinale ale carierei dumneavoastră. Ați jucat aproape în toate piesele Liviu. Da sunteți actorul fetiș cumva al alu lui, uh, și v-ați îngemănat așa carile. Cum a fost întâlnirea cu, cu Liviu Ciulei? văzusem pe el niște filme, Viața nu iartă, nu, viața, ceva cu țărani, era, o, nu mai știu ce film era ăla, de deci, jucau un fiu de cheaburi rău de tot, care s-a votat toată munca. Sfârșit anului 50, începutul anului 60. Da, da, așa, un film, nu mai de cine era și cum se nu, nu, nu mai Și uh, când am venit la Teatrul Bulandra de la Craiova, uh, în urma unui concurs, am câștigat concursul, a fost așa, seria noastră a fost o serie foarte bună, cu mulți uh, actori de talent, care erau ceruți în teatrele din București. Era bătaie. A fost bătaie pe, 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 pe o promoție e, foarte promoția foarte noastră, da. Și știu că pe mine m-a luat de mâne Moni Gelerter și m-a dus la Național, în fața directorului de la Național, domnul Moldovan, cred că îl chema, și a spus să angajează, uite, da, domnule, dar ce nu pot, pentru că legea nu-mi dă voie. Trebuie să facă un an de provincie și după aia se poate înscrie la concursul de ocupare a locurilor vacante din București. Păi, Eu... da, să, domnule, era și Berigana, că e la cum, domnule, să nu. Dar nu, nu se putea. Dar și nu știu cine a. A rămas merg în provincie un an de zile, și după un an să încerc să dau concurs la Național. Și cine a fi lucrat, nu știu, poate directorii de teatre, poate, nu știu, n-am idee cine a putut să facă chestia asta, dar s-a făcut un compromis și ni s-a spus așa, nu. Domne, voi puteți să vă înscrieți la concursul pentru ocuparea de locuri libere în București, dacă acceptați repartiția. Nu trebuie să faceți anul ăla. Momentul în care o accepți, te duci acolo și în momentul în care să anunță un concurs, te înscrii și vin în București și dai concursul. Ei bine, dar nu te întorci înapoi în provincie. Și eu așa am făcut. Am, am zis, eu accept, deși uh, se făcuse un grup, un grup foarte bun în frunte cu Vlad Mugur, care au mers la Craiova, cu Cozoriș, uh, cu, cu Ravuschi, cu Silvia Popović, cu Sanda Toma, cu Rucăreanu, actor de cu Amza, actori foarte bune, uh, excelenți. După s-au au venit în București și au fost uh, pe toate afișele, în toate piesele au jucat. E, și uh, Dar eu... Nu vreau să rămân acolo la Craiova, mie de, eram, puteam să intru în București, am zis să rămân în București, de ce să plec la, în provincie acolo? Mi-a zis născut, crescut în București, nu prea îmi place mie la, să plec de acasă. Și eram am zis la Craiova, mă rog, a fost bine, am uh, făcut un spectacol cu, pro, cu spectacolul de promoție care l-am avut de, de licență, Bărbierul din Sevilla cu Titi Rucăreanu, cu Rauschi, cu Cozorici, cu mine, Sanda Toma. Am jucat cu succes acolo la Croaiba. Noi jucam bine, eram buni. Și început să o altă piesă în repetiții, în Oscar Wilde, ce înseamnă să fii onest, Bambury. Și jucam și acolo rolul principal cu Rucăreanu împreună, cu Rauschi, cu Cozorici, cu Sanda Toma, cu Silvia Popovici. Toată, 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 echipa a jucat și puse de Vlad Mugur în scenă asta. Și în momentul ăsta, când încă începuse, abia începuse repetițiile, îmi dă mai că mi-au un telefon la teatru, și vin mâine că ai concurs la Bulandră, la Municipal, ce era, Teatru Municipal, atunci, condus de doamna Bulandră. Și bine, am zis eu, am făcut bagajul, ce aveam o mică chestie, și am plecat acasă. După mine au venit toți, ăștia, colegii mei au venit toți acolo, ca să nu plec, să rămân, să mă întorc, să stau la Craiova, să... eu nu vreau, mă rog. Până la urmă a rămas așa, am reușit la concurs, că am avut și cu doamna Bolandro aventură, ce s-a întâmplat? Stăteam și așteptam rezultatul de la concurs. Ăștia în frunte cu Vlad Mugur s-au dus la minister, au vorbit pe acolo, doamne, dacă el a vrut să vină la, la concurs, lăsați-l în pat. A fost o nebunie întreagă. Au vorbit cu doamna Bulandra. Mă rog, eu așteptam să văd de rezultatele de la concurs. Și Albulescu, care era și vecin cu mine și prieten eram în perioada aia, bun prieteni, a trecut pe la mine, băi, ce ai făcut, ai reușit sau nu? Zic, păi, și el dăduse concurs, și Albulescu. Uh, și uh, zic, nu știu, aștept concursul. Și, eu i-am dat telefon, doamne și am întrebat-o și mi-a spus că am reușit dă și tu telefon. Mă, cum să dau telefon acolo? Dă-i telefonul, Eu dau telefon. Bună ziua, să rămână, doamne, uitați, să-i zărebim. Da, dragă, ce vrei? Păi, uitați, să știu și eu dacă am reușit la concurs. Nu ți-e rușine, mucoșule, dai tu telefon directoarei teatrului. Păi nu ți-e rușine, cum îți permis? Tu? Eu am în momentul ăla, nu știam ce să mai fac. Și zic, doamne, vreau să știu că trebuie să plec înapoi la Craiova, să știu ce fac. Ah, că trebuie să pleci înapoi la Craiova, uite ce faci. Te duci înapoi la Craiova, stai, dai ai premiera cu piesa aia și după aia vii aici. După ce ai dat premiera, vii aici. Și așa am făcut. <laughs> am dat premiera, am mai jucat câtva acolo, câtva timp acolo. La și, la Și am venit în, în ianuarie, cred. Asta a fost un turneu cu teatru, am venit cu teatru și am jucat bambul ăsta la sindicate pe lipscane acolo, la sala lor. Și a fost succes. Era un spectacol excelent era. Excelent. Noi eram toți tineri și dornici să jucăm. Era, era, foarte, a fost foarte frumos spectacolul ăla. Și cu decoruri foarte frumoase și o regie Alu Vlad, care era excepțională, decoruri, costume frumoase, noi tineri, toți drăguții, era frumos. Și uh, n-am mai plecat înapoi după cum. Am rămas acolo, m-am Când am intrat în teatru, erau două afișe puse pe abizier, cu două distribuții pentru piesele care vor intra în producție imediat. Una era la doamna Bulandra, cu nebuna din șaiul pe care o juca doamna Bulandra și eram și eu în piesa aia, cu un rol bun și dincolo era omul care aduce ploaia în regia lui Ciulei care debuta și el la teatru Municipal, cum debutam și eu, și jucam un rol acolo. Era o familie, eu jucam fiul cel mic. Un rol foarte bun a fost de la și, și spectacolul a fost excelent, a avut un succes extraordinar. Început unei frumoase prieteni. Da, și acolo nu, a în început, a fost Liviu avea pretenția să joc cum îmi arată el. El mi-a arătat ce trebuie să cum să joc eu. Și nu pot să fac asta, nu puteam să fac. Și spune, nu pot așa, domnule, pot. Și atunci m-a medisipuit pe încă cineva pe rol, un coleg cu care am devenit coleg, era mai mare decât mine, dar am devenit coleg la teatru, Petrica Petrică cu care limita la perfecție. Îl limita la perfecție era foarte, foarte, bine. Și eu am intrat mai târziu, de, de l a făcut premiera. Dar nu, nu, pot, nu pot să joc așa când îți arată cine, nu, fă așa, fa așa, nu pot. Dacă nu, nu simt, ca să am luat de la dună Bulandă, dacă nu simt și, și sentimentele mele îmi comandă altă expresie, afeții sau altceva, și eu nu, 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 pot să fac, nu se poate. Și aici, la, întâi ne-am ne înfruntat și pe urmă am prieteni foarte bine. Păi am lucrat chiar foarte mult, am lucrat, dacă stau să mă gândesc cu Liviu, și filmul, și la film a fost tot așa, când a făcut Pădurea Spânzuraților. El a început filmul cu altcineva în rolul lui Bologa cu Șerban Cantacuzino, i-am văzut probele lui Șerban Cantacuzino și arăta perfect pentru personaj. Era un blond ingenu, pur, naivitate, antruchipat, așa. Era foarte, foarte, foarte bun. Dar încă era crud, era prea tânăr, avea terminat institutul, era prea tânăr, nu avea experiență și Liviu a filmat și a filmat cu el și la un moment dat și-a dat seama că nu... Nu, 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 nu o să... A spus undeva că Liviu Ciulei a fost una dintre universitățile mele. A fost? Ce avea special Liviu Ciulei față de alți regizori? Domne, în primul rând avea cultură. El era uh, formidabil. Știa muzică, știa arhitectură, știa teatru, știa film, știa... Și poți să ai încredere în el. Și în afară de asta, el cerea părerea. El colabora cu tine, îți cerea părerea, domne, cum crezi că ar fi mai bine să facem asta? Hai să încercăm, adică nu venea cu niște idei fixe, spuneam, hai să încercăm, hai să încercăm, hai să încercăm. Și totul se petrecea într-o atmosferă teribil de plăcută și de caldă și de calmă, nu, 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 nu se enerva decât de două, trei ori l-am văzut enervat și nu de actori ci de tehnicieni care după ce făcuse lumina o calculase ca lumea, chiuri, chiuri peste chiuri, lumină cum să funcționeze, ce se aprinde, când să se aprinde, au șters totul și atunci l-a apucat disperarea și l-am văzut și pe el odată țipând și strigând. Nu se poate! Ați <laughs> da. jucat în Apostol Bologa, l-a jucat pe Apostol Bologa în 1965, da. în pădurea Spânzurilor, da. într-un film care a făcut ca el a mers la Cannes, Liviu Ciulei și primește premiul special da. pentru regie la Cannes. Foarte interesant, pentru că era, un premiu, era o validare europeană într-un context politic și istoric destul de dificil pentru România. Păturea spânzuraților fiind și al lui Liviu Rebreanu, fiind și primul roman european cumva românesc. Da, da, și da. rolul dumneavoastră va a consacrat cumva, va impus. Da. După, după, aceea, după aceea Victor Mengiuc era cap, cap de afiș. Da. Ce jucasem până atunci vreo câteva filme, Uh, erau niște filme mai uh, subțirele, așa. Și 32 de ani 32. De și uh, spuneați undeva că nici nu a fost afiș, nici nu avea filmul, nici nu avea la afiș. Acolo, da. Acolo. Nu, Cum era, era posibil? Era Străini, eram nebăgați în seamă. Acolo nimeni nu știa că există. Pentru că nu, nici măcar atâtea nu. Da, mi-a avut acolo casă și masă, din fericire și uh, cu asta gata, s-a terminat. O conferință de presă, câțiva ziarici că n-au venit să vadă, nu n -avea, n aveam, nu era presă pentru film, filmul, nu avea lansare, nu avea suport. Marketing, cum am zice. Marketing, cum e acum, și nici, un afiș, toți aveau afiș, și bulgarii, și toți aveau afișe acum noi nu aveam niciun afiș, nimic, în 65. Și... Da, asta a fost. Cum a fost seara de după vizionare, vă amintiți ce ați făcut în seara de după ce filmul da, a bine, fost era, prezentat era la Cannes? era și mine Gheorghiu, care era șeful CNC-ului atunci, cu noi. Nu, a fost și la Minister, și Ministrul a fost, la un dat, al culturii, dar nu mai țin minte acum. Și a fost bine. Pentru că s-a aplaudat, atunci deci nu știai, nu puteai să știi care dacă iei un premiu sau ceva și noi nici nu participam, era tot timpul, atmosfer atmosfera în, în festivalurile astea competitive este foarte uh, rea, așa, toți se uită cu cu suspiciune unul la altul pentru că a, la ce film o avea ăla care poate ia premiu și eu nu iau, mi-a el premiu și nu, și, nu, nu ne știa nimeni, nu ne bănuia nimeni, nu ne suspiciona nimeni, eu eram de capul nostru, ne-am plimbat, seara mergeam la proiecții, am văzut filme bune, premiile au fost neașteptate, uh, nu mai de cine la luat marele premiu, dar au fost uh, Premiile de interpretare și feminine și masculine neașteptate. Neașteptate. Vădusem filmele și nu, nu fusesem impresionat de interpretare, dar mă rog, și-au judecat juriu, nu știu ce. Și le-a luat pentru regie? Și pe, pe pentru regie, am fost surprinși. Pentru că totuși, fără niciun fel de suport de nicio parte, firma a putut să, Liviu a putut să convingă și am, am, i s-au acordat premiul pentru regie, ceea ce era un mare lucru pentru tu noi. Crezi, absolut. A fost, am intrat, a fost un banchet -aia pentru premianți și participanți, dar mai ales premianții erau acolo. Și am uh, să stai acolo cu toți mari uh, regizori, cu toți mari oameni de film, actori importanți. A fost o experiență frumoasă pentru mine la 32 de ani. Era prima oară când ieșeam în Occident. Uh, a fost o chestie serioasă și cu fetele, cu Gina și cu, și cu Coseleș, uh, Era ne uitam așa, ca. ca Alacant. Ca. când îți dă drumul din țarcă de unde. Ai cunoștință cu lumea și vezi pentru prima oară ce se întâmplă pe acolo. Era cu totul alte lume și alte viață, cu totul altă. Viață. Și mi-aduc aminte că în același an, în 65, în noiembrie, cred, noiembrie, sfârșit de, de an, așa, era un festival la Acapulco. un festival non competitivo, un festival di trecere in rivista a unora dintre filmele premiate in corso anului a diversi festival di din lume, invitate lì. Și noi, avendo un premio, siamo stati invitati dai messicani lì, che l'abbiamo conosciuto la, 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 la Can, a Cannes, lo conosciamo, a lui piaceva il film, îi piaceva anche Anico. că <laughs> era blondă și minionă, îi plăcea asta, nu erau mexicancă, brunetă, erau blonde. Era. Și a fost foarte frumos acolo, foarte frumos. Veneau comuniștii mexicani la noi pe plajă, pe plajă, făceam plajă, era foarte cald acolo, îngrozitor de cald era, nu puteai stai ziua afară decât pe plajă și dacă te duceai din timp, pentru că al nu mai puteai să calci pe nisip, era atât de fierbinte, cât, ți-ar dea, de Asta înseamnă filmul, ieșirea în lume. Da. S Spațiul a libertății. Avut, eu asta am considerat cel mai mare premiu acolo. Când am avut prezentarea filmului nostru acolo la, la Acapulco, seara se mânca în grădină. Și noi cu Liviu am mai întârziat, că Liviu se mai moșmondea, întotdeauna am mai întârzia, mai... Bine, asta să uite, să vadă dacă se împachetează bine filmul, îl bagă în cutii ca lumea. Și am ajuns mai târziu la, la, masă, dar mă rog, acolo eram la restaurant, știam că aveam masă asigurată. Și când am intrat, toți acolo erau toată, toți participanții la festival erau în hotelul ăla și la masa în seara acolo. Și când am intrat, anii cu o serie și și cu mine, s-au ridicat în picioare și ne-au aplaudat. S-a fost premiu pentru mine. Mi-am considerat că... Aplauzele. Da. În că plan. ăștia toți care nu erau juri, erau spectatori. Niște spectatori avizați, niște spectatori competenți, pentru că știau toți, erau scenariști, regizori, actori, ei ne-au aplaudat, ăștia ne-au aplaudat pe noi. Pe de altă parte, știu că nu agreați aplauzele furtunoase, frenetice din timpul pieselor, pentru că știu că asta considerați că și la nu? unde nu se aplaudă între acte. Nici la teatru nu trebuie să întâmple lucrul ăsta, pentru că ritm, ritmul piesei este, este altă se, se întâmpla pe vremuri când se jucau piese în mai multe acte și se tregea cortina între acte cred că se schimba de cor, mă rog, era o chestie. Și s-a plaudat, asta era corect. Dar la scenă deschisă, aplauzele la scenă deschisă, eu nu sunt de acord cu ele și fac tot ce pot ca să le opresc. Pentru că mie îmi strică eu trăiesc în lumea personajului atunci, mi că sunt el, Și consider că înspre sală este un perete. De când încep să aplauzi, mi-ai mi mi luat lumea mea din cap și nu mai știu unde sunt. Și de obicei se aplaudă la strâmbături, nu la un text pus extraordinar de bine, care te-a impresionat, care uh, ți-a creat o emoție deosebită. Nu se aplaudă după asta în general. Dacă urmăriți treburile astea, dacă pleceți la teatru, se vedeți. La ce se aplaudă? La o strâmbătură? La o înjurătură? La chestii de genul ăsta? Oare, nu e cazul după o altă mare întâlnire în cariera noastră este Lucian Pintili. Da. Cum a fost întâlnirea cu Lucian Pintili? Cu Lucian am fost colegi, eram prieteni. Acolo eram mai, mai liber, așa, în relație, eram noi. Eram prieteni, eram colegi, ne băteam pe burtă, cum s-ar spune. Și îl admiram pentru talentul lui, încă din institut, era, să știa că este un geniu, și el și el știa că e uge, <laughs> e minunat am Lucian, Dumnezeu să rădinească. Și uh, am lucrat cu el, o, -o, foarte bine am lucrat cu el până când l-am și refuzat. În câteva, de două ori la teatru l-am refuzat. Chiar și în revizor aveam un rol. Repetam, repetam acolo, dar mergea greu pentru că era făcut un spectacol teribil de, de, de profund și de, 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 bine făcut, muncit mult la el, muncit mult la el și era spectacol era extraordinar, într-adevăr. Dar eu am plecat la un moment dat. Mi s-a părut că durează prea mult și primisem o invitație la Teatrul Național pentru un spectacol scris de Everac, Paul Everac, un spectacol care se numea Un fluture pe lampă, se numea. Și era, când am citit -o textul, era vorba de un român care pleca din țară, fugea din țară, în Franța fugea. Și motivațiile lui erau niște motivații serioase, de, de, de importanță. De, viață, de asta, de, de nevoia de libertate, de, de, studiu, de informație, de civilizație. Astea erau motivele care îl determinau. E, când am început să repetăm textul, fusese schimbat între timp și era un nenorocit care vreau să trăiască mai bine și el undeva. Mai bine. Și e, Asta am zis, mă duc acolo, am fost și de faptul că sunt invitat la Teatrul Național, mă rog, mă invitați, Horia Popescu. Uh, am făcut o greșeală, a fost o greșeală din punct. Și am jucat o piesă, nu mai era rolul, dar oricum eu de fiecare dată duceam piesa de la început până la sfârșit și treceam prin diverse tablouri, piesa avea mai multe tablouri în care diverse uh, pături ale societății unde se aflau uh, români. Și erau săraci niște nenorociți România care erau la Paris, niște ceva, niște groaznici în piesă. Nenorocirea era că erau și pe scenă și nu prea jucau cu atenție, nu prea jucau cu asta, mă rog, nu vreau să vorbesc. Spuneți spune că ați făcut o greșeală atunci când v-ați dus la Teatru da. Național. E vreo greșeală majoră? Regretați ceva din cariera dumneavoastră? Vreo alegere pripită? Nu. 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 Nu, Eu, am, am greșit, mi-am asumat greșeala aia. Pintilie s-a supărat pe mine, că de două ori l-am cu proștii sub de lună, l-am refuzat în asta de mazilo. Încă de la primele lecturi am spus, nu, domnule, nu joc asta, mie nu-mi place, nu mă interesează. Și el s-a supărat până când ne-am împăcat. După revizor ne-am împăcat, când toată lumea era împotriva lui, toată lumea, nu, toată lumea oficială, oficialitățile erau împotriva lui. E, și ne-am împăcat. Am pus alături de el și l-am sprijinit. Am jucat și după Revoluție, nu? Mai multe. Am jucat, da. nu, am jucat în filme după Revoluție, pentru că el n-a mai vrut să facă teatru, fiind uh, frustrat de faptul că uh, în teatru se întâmplă des. Uh, 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 indicația regizorală se pierde și actorii sunt cuceriți de aplauzele la, de la public și atunci trag pentru aplauze, li se pare că asta arată ceea ce e greșit, calitatea jocului, faptul că se apreciază pentru aplauzele alea care nu sunt, nu, nu înseamnă nimic, asta o spun cu toată sinceritatea și după o carieră și, și fără regrete, na. nu înseamnă nimic aplauzele din timp. decât dacă ar fi pentru ceva serios. Dar nu sunt, n-am trăit momentul în care să se aplaude la scenă deschisă o, o un monolog spus extraordinar, în care se să... crede. da, nu, no. no, no. se aplaudă că, că faci o strâmbătură, ceva, o chestie. Citeam ce făceau actorii vechi pe vremuri ca să să, 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 saboteze, să saboteze partenerii care erau mai în față, și că nu aveam o scrumbie pe care o scotea din buzunar și începea să o lingă pe aia și sigur că publicul începea să râde și aplauda pe ăla care lingea scrumbia și la care se căznea acolo să-și facă un moment ceva, era, ignorat. era sabotat. Teatru e mai mult seducție sau e o artă premeditată? No, e o artă premeditată. Nu? Asta spuneți? De, da, nu, de, să muncește. Am muncit aici pentru ultimul rol, stav din Tatăl. Da, o să vorbim despre. despre am muncit foarte mult, foarte mult, am muncit și greu pentru că eu, condițiile mele de sănătate sunt precare în momentul de față, dar mă, mă lupt și cu ele. Sunteți pe scenă, jucați în Regele Moare la Teatrul Național da. de 5 ani, din 2017. Și, într-o premieră care se bucură de un succes formidabil, Florian Zeller, la, la Teatru Bulanda, teatru unde v-ați început tatăl, cariera în, în tatăl. Și ați și făcut da. recent o declarație care a fost coasă din context cumva și aș vrea să deslușim sensul ei corect. Ați spus, din ce am înțeles eu, că este ultimul rol sau sunt ultimele roluri pe care le veți juca. Nu că vă retrageți, așa cum s-a înțeles în, în spațiul public. Da, ați că este ultimul rol pe care o să-l joc până când s-o consuma și s-o termina viața lui, nu, pai, nu o să mai vină public la el sau eu nu o să mai exist. Dar nu mai vreau să mai iau alt rol. Alt rol nu mai vreau să mai iau. E, a fost foarte greu asta, mi-a fost foarte greu. Nu-mi dădeam seama că o să-mi fie atât de greu. Mi se părea că e o chestie ușoară și de conversație, dar n-a fost așa. Când am început să lucrez, mi-am dat seama că e vorba de altceva. Și a fost dificil. Cum v-ați apropiat de acest personaj, de acest rol, care este tulburător. Este un, un om dincolo, de vârstă, care își pierde tot, de fapt, își pierde identitatea. Da. Spune undeva, mi este teamă, citez aproximativ, că îmi pierd toate frunzele, una după alta, da. crengile, vântu. Nu mai înțeleg ce se întâmplă da. Tu mai înțelegi ce se întâmplă e o întrebare către da. public Cum Nu, către, către sora către către da. Și o întrebare deschisă da. Cum v-ați apropiat de, de, acest, de acest rol Extrem de complicat, extrem de complex Păi cu greutate Cu... Un descoperim de fiecare dată câte ceva și încă nu am terminat de descoperit, încă eu sper să mai am încă lucruri de, 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 de găsit în personajul, sper, să, sper să, să, pot să le găsesc, să le aflu și să le rezolv. Este, este, n-a fost, fost, ușor. Când eu spun că mi s-a părut că o să fie, nu mare problemă. Nu e așa nu e așa când te izbești și îți dai seama de ce se întâmplă, de faptul că ți se vorbește și nu înțelegi ce ți se spune. Că nu recunoști, nu-ți mai recunoști copilul. Nu știi că... Uh, vin și te uiți la el și cine este. ăsta? De ce caută? Tu ești copilul meu? Tu ești? Mai să fii, ce se întâmplă? Vrei să mă trageți pe sfoară care... Ce atunci încep să cauți. Sunt lucruri care îți vin spontan, și alte pe care trebuie care să muncești ca să le, le afli. Dacă vrei. Dacă nu muncești, e mai simplu. Empatia publicului, că am vorbit de public, este extraordinară și oamenii reacționează ca martori la o experiență fascinantă. De ce se întâmplă asta? Poate pentru că este despre un rol și o piesă despre fragilitatea naturii umane. Da, despre, despre om se vorbește deschis despre o problemă de care, de care toată lumea se ferește să vorbească. Și, în general, forma asta, boala asta a pierderii identității, a memoriei, a legăturii cu, cu cei dragi, e luată în râs, în general, a, de Ramonit, are Alzheimer, la, că ăsta nu mai știe ce spune. Aici lucrurile sunt, le vezi în desfășurare și e, sunt impresionante. Eu aud, nu văd în sală niciodată, eu niciodată n-am văzut în sală, nu văd în sală, nu văd niciodată. Mă uit pe deasupra, ochii mei sunt închiși, sunt, eu am o cortină trasă pe ochii, nu văd în sală. Și am prieteni care vin și spun, păi te uita la mine când, nu văd, eu nu văd, nu, 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 te-am recunoscut. Dar mi se spune că la spectacol se plânge foarte, e bine, mai clătesc ochii. Și se joacă mereu, încă două reprezentații. Acum, și în toamnă, o să fie, propriu zis, da. programat. Aici este vorba despre timp. Cumva și despre memorie. Care e relația lui Victor Benju cu timpul? Timpul trece fără să bag de seamă. Nici nu știu când am ajuns la vârsta asta de aici. Mai am câteva luni și împlinesc 90 de ani. Mi se pare. De necrezut. Dar n-am băgat de seamă, serios, am muncit atât de mult, am repetat zi de zi, acum, în ultimei 2-3 ani, 5 ani, să zic așa, mai puțin dar înainte aveam anual, o premieră anual, cel puțin o premieră anual și repetam în fiecare zi, jucam în fiecare zi, înainte, acum nu înțeleg de ce să joacă, de ce e economia asta de, de, de spectacole, un, un decor se montează în două zile, se demontează în trei zile, deci nu poți juca decât o dată sau dacă îl montezi o dată după două zile, joci de două ori, să spunem, la rând, două seri la rând, Că, că după aia iar nu se mai joacă, nu știu câte vreme, până când se montează, se demontează un decor, se montează altul. Și înainte să, juca, să jucau de marți până duminică șase spectacole de seară, un matineu după masă, sâmbătă după masă și două matinee, duminica, unul la 10 și unul la 3 după masa. Deci se jucau aproape 9 spectacole, 9 spectacole și jucam aproape seară de seară, seară de seară. Duminica sau sâmbătă aveam două spectacole și la săli diferite. Jucam un, unul la grădina Icoanei și fugeam repede dincolo la izbor să, 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 joc următorul spectacol. Că asta era activitatea. Acum nu se mai joacă așa. Nu mai nu se... În, afar, în afară de faptul că Crăciun, Paște, An Nou, teatru funcționa. Acum, după Revoluție, muncitorii din teatru, mașiniștii, electricienii au găsit că legea zice că bugetarii, funcționarii asta, trebuie să beneficieze de concediu de odihnă, de sărbătorile legale de Paște și de Crăciun. Ori teatru, asta este menirea teatrui, să, să, să să existe, să funcționeze în perioada când oamenii sunt în concediu și ei pot veni la teatru fără probleme, așteaptă concediu să vină la teatru și când în condițiile actuale ei n-au ce să facă un, un, teatru e închis Știu că la premiera de la tatăl în sală a fost prezent și nepotul dumneavoastră ce v-a spus după, după piesă? Nu spune nimic el e, e, era, era bucuros. Era bucuros, dar nu spune. Nu. E, are 15 ani, amplinite, luni am plinit 15 ani. Amunțe. Da, și e, sunt bucuros că, că a fost. și Îi place, i-a plăcut, dar. Cred că sunt probleme mai grele pentru el să înțeleagă asta. Deocamdată se lupte cu matematica. <laughs> Marta Mantică, Batovina cumva biografia noastră e rotundă și în acest caz pentru că o parte din, din tinerețe bunicii sunt cei cu care ați avut relații da, da, da. privi, privilegiate cum, da. cum priviți faptul că aveți acum un nepot și cumva viața voi sunteți privilegiate păi, în ultima vreme de când a început școala el este persoana care munciște cel mai mult din toată familia noastră de dimineață până seara este în activități școlare fie dimineața la școală, la clasă, după aia urmează uh, meditație la nu știu ce, la uh, cursuri de informatică, uh, e tot tipul ocupat, nu există, nu stă de bine seara acasă, frând de oboseală și mai pune și mai ca să mai repete nu știu ce la matematică, pentru care Olimpiadă sau mai știu eu, ce ce. A luat premiu, a luat premiu întâi la Olimpiadă, cum am, de curând. Liceu, la... E un liceu foarte bun, tăi? Da. E bun, să... Bă rog. Mi -e pare că se exagerează puțin cu el, că prea îl forțează, dar poate că e bine așa, nu știu. Ați fost rector după, după Revoluție al Na, mea. Ați fost ales. Ați fost A... ales și ați fost șase ani rectorul da. UNATC. Cu Cum vi se pare evoluția, evoluția școlii de atunci? Foarte îngrijorătoare nu numai un UNATC-ului actual, UNATC, mi se spune universitate, ceea ce e cu totul și cu totul greșit. Să nu este universitate, este academie, este se lucrează, e școală, conservator. Asta este, nu e, nu, e, nu e, academie. Nu poți să, ai cursuri ținute de un profesor și după aia urmează, uh, uh, cum se numește asta, nu știu, e, nu e, nu e, nu e universitar. Nu, nu e sistemul universitar într-o școală de, 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 vocațională. Nu poate să fie, nu are ce să caute sistemul universitar acolo, că nu, așa se lucrează. La școală vocațională se lucrează cu fiecare student în parte. Îl iei de dimineață până seara, stai cu el și lucrezi și repezi, cu un ții, pui pensul la mână, la, 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 la pictură de la arte plastice, pe ăla o, o moare pianul toată ziua, cu profesorul lângă el și le învață, cum să zice, sau vioara cu Și asta este, se lucrează. Și consider, în afară de asta, de greșeala asta cu. dar probabil că profesorii au fost tentați de faptul că pot avea salarii mari și pot. Ave... mă rog, cred că și le fixează singuri salariile, nu, nu știu care procedeu. procedeul. Faptul că au apărut atât de multe școli de teatru e un dezastru. Pentru că, în primul rând, mă întreb, școli din temiri unde, dar cine e profesor în acolo? Cine îl învață pe ăla să fie actor, pe studentul care vrea să fie? Cine e? Nu, nu știi cine e. Și ce îl învață? Hambarne. Da? El își ia o licență. Și vin și îți arată, și uite, eu sunt uh, actor, dăm și mie să joc, angajează-mă la teatru și dăm să joc. Ori nu asta e. Când eram rector, am venit acolo la noi uh, un mare regizor polonez și profesor și care a fost... Uh, Uh, uimit că uh, de ce nu facem parte de, de, de ce facem parte din Ministerul Învățământului și nu există, nu suntem la, la Ministerul Culturii, uh, uh, învățământul, învățământul vocațional. Și nu știu cine e, Gula, nu știu cine a spus în Senat acolo că uh, e pentru diplome ca să avem. Și ăsta a spus, păi un artist nu se legitimează cu diploma, se legitimează cu opera. Nu te duci la un director de teatru sau la un regizor de film și iar uite, eu sunt artist, că am diplomă. Nu, te zici, ia, ce -ai, în ce te văd. Și iar ce ai făcut. Munca ta, aia, după asta ești apreciat, nu după o diplomă. Da. Care Inflație de diplome și se creează și o concurență și o animozitate între cei care sunt angajați în teatre de stat și cei care sunt așa numiți independenți, care nu au un contract, contract clar. Cum, cum vedeți un, o echilibrare, o soluție pentru a elimina aceste tensiuni? Nu știu cum să, că de, Trebuie luat la bani mărunți fiecare școală să vedem ce produce, ce, cine, cine învață și ce produce acolo. Care, deci care, o analiză a fiecare școală. Da. s văzut ce să că nu se poate atât. Sau diplomele astea, licențele astea să fie acordate de o comisie unică pe țară. Vezi, vin toți acolo se prezintă și comisia triază pentru o coerență l-ați pomenit pe peste Regulea, un alt mare regizor care De. ați lucrat și ați făcut un rol memorabil Ilie Moromete în, în Moromeți. Uh, și spuneați undeva că dacă l-ați fi jucat doar pe Ilie Moromete, în toată cărea noastră ați fi fost fericit De. mai e posibil Moromete astăzi, un personaj care din, din literatura actuală? Nu mai e posibil. Nu mai e posibil. Știu că ați și fost, a stat o lună în telorman atunci pentru, pentru film. Păi acolo am, am filmat, da, în Talpa, comuna Talpa. A fost, bine, eu în primul rând, eu am citit cartea cu un mare interes, mi-a plăcut la culme. La culme, o literatură absolut minunată, e, mai citisem înainte desfășurarea a lui Preda și e, asta m-a făcut să, să citesc moromeții, că de-almiterea eu eram crescut născut, crescut la oraș, și n-am avut rude la țară, -am, în toate vacanțele colegii mei plecau la mătuși, la unchi, la bunici, la țară, eu rămâneam cu bunicii mei în București, că eram București cu toții. Și deci nu știam cum e viața la țară de Duiliu Zanfirescu. Ați jucat și acolo, tănase scatiu, da. regia deci, lui Dan Pizza, cred. De. Da, da. nu, Și am citit, mi-a plăcut la culme romanul, la culme, dar niciodată citindu-l nu mi-a dat prin cap, băi, aș, aș juca rolul ăsta. Nu, era era altceva, era în altă categorie. Eu nu-l cunoșteam categoria asta de oameni, știu. Și de altfel, la în, în începerea filmului, în distribuție, prima distribuție care a făcut-o Gulea, eu nu jucam Moromete, nu eram Moromete, eram Dumitru Alunai. Și uh, în numărul era era dinică, Gigi Dinica, uh, dar Gigi era angajat deja la un film cu Blair, el, el, erau foarte începuse filmările, cred, și n-a putut, a spus uh, că nu poate, că uite, ea, a angajat la filmul ăla și n-are cum să vină. Și atunci s-a pus problema, cine se joace, cine se joace, cine se joace... Eu, mie nici nu -mi trecea prin capă, dar m-a pus să dau o probă, o probă filmată așa, și m-a ales pe mine. Eu am și fugit de acolo de la film, pentru că mi-era frică de personaj, mi-era frică cum țară, mă uitam acolo, eram într-un sat tăia, toți oamenii pe acolo. Erau țărani, erau de lui Preda, erau toți din Teleorman de acolo și erau țărani contemporani cu Preda, deși la o distanță de ani destul de considerabile. ce uh, am fugit, am zis, nu, no, stau, nu, no, nu, no, no. ce să stau, nu. No. Și nu, am rămas o săptămână acasă, no, no, no. și mi-a dat gura, a vorbit, Stere a vorbit cu Poldi Bănănuță și Poldi mi-a dat telefonul, ai Victor, du-te, nu mă duc, domne, că uite, așa, 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 nu, nu vreau, n-am, nu. ai, du-te, domnule, du-te, du-te, că o să fie bine, du-te. M am dus, am ascultat. De unul bani. din rolurile noastre canonice. Da, da, eu nu știu dacă e cel mai bun rol al meu, nu pot să e spun. E vreun rol care, din, din zecile și zecile de roluri pe care le-ați făcut în film și sutele de, de roluri la, la, la teatru, este vreunul care vă este mai aproape? Da, Mi-a plăcut foarte mult doctorul din, 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 din fareze din Insip. După Bujor Nedelcovici. După Bujor după, nu știu cum se numea cartea. Cred că tot în regia lui Pizza e. Pizza, da. da. Asta a fost și interzis filmul. Și a fost o poveste, că noi am plecat invitați de, de organizatori, de filipinezi, care au venit în țară, a fost cineva de la festivalul la în țară și a selecționat filmul. că adică s-au văzut filmele de la studioul Buftea. Asta două zile, trei zile și a văzut niște filme de acolo. Și la a selecționat Și ți minte că uh, eu am fost foarte fericiți, ei ne asigurau uh, drumul, avionul, cazarea și masa. Uh, dar când am plecat la festival, am primit biletele, trebuia, aveam niște nopți pe aeroport, trebuia să schimbăm avioane și să rămânem în noapte pe aeroport. Și m-am dus la minister, la tovarășa uh, Gâdea, Suzenica, gândea să i spun și am spus am da și noi să cumpărăm 5 dolari, 10 dolari, să venim și noi noaptea aia pe aeroport acolo să cumpărăm un ceai, o cafea, o apă minerală. Dragă, nu vă dau valută, și mi-a spus să nu dau valută, nu vă dau. Păi zic, merge, uite, mergem în altă emisferă, o altă alimentație, altceva, mâncarea diferită, poate avem și noi cu stomacul, ceva, o deranjare, avem un ban, să intrăm undeva, să... să vă luați cu voi, mexa formă. Eu... Formulele memorabilă memorabile din... Da. A... Nu, bă, da. Și ați mai jucat un doctor, așa, doctorul Poenaru, era într-un da. film... A... Da, am jucat mai mulți doctori, am jucat și la început. A fost prietenul meu, am jucat un doctor acolo. Da. Dar cum a fost întâlnirea într-un film regizat de Lucian Pintilie, de ce trat clopotele mitică? Cum a fost întâlnirea cu Mariana Mihuță în acel film? Păi, bune, dar eu nu acolo am cunoscut-o pe Mariana, în, 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 Pădurea Spânzuraților, acolo ne-am cunoscut noi. În 1965? În, în 1964. 64, când 65 ne-am și căsătorit. Da, <laughs> da în 64 e și ca rolul logodnicei, mă rog, reșenie din Alibologa. Ce? Ne-am cunoscut, era o fetiță drăguță, mi-a căzut cu tronc. <laughs> și v-ați căsătorit. Da. A... Mariana e genială în, în, de ce trag lopă Este absolut genială. Și puțin am avut de a face cu ea, parte puțin în... ea, mai mult cu Dini, căci cu cu Diaconu Augustine și cu Rutora. A... dar lucra cu, cu formidabil, ce, ce, ce dedicație avea, ce dedicate era rolului și lui Pintilie, bea pe Pintilie, toți actorii lui beau, pentru că știa cum să era, înțelegea foarte bine psihologia asta actorului, știa cum să-l ia, cum să-l facă, să, 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 să ajungă, să-l scoată din, din tipare. Adică lucrând și cu Ciurei și cu pinderie, și cu Penciurescu, și cu Vlad Mogur, ăștia erau regizori care știau ce înseamnă actor. Spuneau, nu, păi, acum du-te în partea aia altă, așa. Păi, de ce mă duc în partea aia altă? Păi, nu te că avem cadru sau să stă cu cronometrul mână, să spune mai repede replica, mai tare, mai repede, că nu contează cum o spui, contează să spui mai repede. Deci pe pinterie, îl iubeau și Mariana evident că îl iubea pe pământelie, dar își cerea niște lucruri supraomenești aproape. Și ea le făcea, făcea cu totul, acasă veneau, nu mai pun că mă iară, cum să fie, mătoare ca părul, că mă tragea de păr, mă te făcea, după aia când era pe platou, era acolo, era prezentă. Și pintelierii și de, de să că ei te scot din. faci lucruri pe care nu bănuiai că ești capabil să le faci. Și te uiți, băi e o chestie. Și teatrul ăsta, și filmul. Câte, câte iubiri credeți că intră în viața unui om? A, nu am multe. Unui -un, un om cum se cade, Unui -un om care nu are această iubire ca principală, principală activitate. În viața mea au fost două. Două? Două. Ați simțit în viața dumneavoastră prezența lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu așa întinsă deasupra dumneavoastră? Păi, cred că tot ce am trăit și am realizat îi se datorează lui Dumnezeu. Adică e mâna lui aici, el m-a purtat. El e regizorul cel mai. Da, el m-a purtat. Nu, nu, eu sunt fatalist. domne ce s-a întâmplat, se întâmplă. Nu, nu caut să-mi aranjez viitorul, să-l fac între Nu știu ce o să fie în viitor, nu știu. N-am știut niciodată ce o să fie. Și când am dat de el, de a fost acceptabil. La nivel cel puțin acceptabil, da. Care e cel mai mare preț pe care l-ați plătit pentru celebritatea dumneavoastră? N-am -am profitat de celebritatea mea și chiar nu mă și încurcă, nu-mi place să fiu celebru. Nu-mi place, de exemplu, uite, merg, am alături de mine un mega imaj, din fericire, e alături, și stau la coadă, se plătesc vecini, Ce tu ce ți în față dumneavoastră, domnule Benjiu, ce ți vă... nu mă duc în față, lăsați-mă în pace. Ce, dacă dar dumneavoastră trebuie să fiți în față, să vedeți cineva, sunteți, domnule, nu mă duc, nu vreau să am privilegiu ăsta, nu vreau să înceapă tot Păi ce dacă, domn, ce dacă e artist, ce să duce în față, ce, ce să ducă, că e, de ce să ducă? Imediat se începe chestia, lasă-mă, domnule, pe aici, stau la rând frumos, nu care Mă sui, merg cu troleibuzul, merg cu metrou. N-am nu sunt celebru și asta mă face să îmi pute tot ce e în jur. Nu. Nici nu vreau să fiu celebru, nici nu vreau să fiu băgat în seamă în viață de toate ziua. Am târziu pentru Nu e, acum cum, cum merg eu cu șchiop așa după operații, de operații pe coloană, cu baston, cu asta, mă, mergând spre teatru, traversești și șmigiu. Când merg spre teatru, pe jos, Asta îmi prinde bine, că, că, trebuie să merg mult, dar nu pot să merg mult, că obosesc. Și mișilene, și lene să merg mult. Și de ce să merg mult? Da, la, la. Urmă. Și e, mă așez pe scaun așa, merge, merg, mă merg, așez pe un scaun acolo și lumea mă salută. Ce faceți, domnule Rebengeu, să tătate, cu tare, cu fie, cu... Nu-mi place asta. da apreciez faptul că oamenii sunt foarte drăguți cu mine și mă văd suferind și... Ce, ce, ce apreciați mai mult? Astfel de reacții de semne de viață de la oamenii pe care îi întâlniți sau o cronică elogioasă într-o într gazetă? Păi... Uh, oamenii ăștia sunt sinceri. N-au niciun fel de partiprii. N-au -au nimic de, de câștigat de la mine, în afară de Ceea ce pot eu să le ofer. Și nici pretenții n-au de la mine, cred. Decât dacă îi, îi dezamăgesc vreodată, dacă s-ar putea să îi dezamăgesc. Mă străduiesc întotdeauna să nu îi dezamăgesc. Dar nu, eu nu am publicul meu, cum se spune, publicul meu. Eu consider publicul un partener. Adică, împreună creăm. Toată aura asta unui spectacol, toată atmosfera asta de, de, de relație între sală și scenă e creată, amândoi muncim, și el din public și eu de pe scenă pentru chestia asta. Deci nu e al meu, nu e publicul meu, nu e publicul meu. Și de... am un mare respect pentru public, nici aplauzele nu-mi plac mie, nici era de sfârșit, nu-mi plac aplauze lungi. Doamne, ne a, -a să vezi spectacolul ăsta, ai plătit un bilet, deci ești achitat, nu, -i, nu, -i, nu mai trebuie. Asta este un bonus pe care ne-l dai nouă ca aplauze. În America, când am jucat acolo, deși le plăcea spectacolul și am auzit că în general se întâmplă asta, două, trei aplauze, două, trei de mână și a plecat repede, să duce acasă, că distanțele sunt mari acolo, până să ajungi acasă cu... E o, e o problemă. Dar aici deocamdată văd că se aplaudă în picioare entuziast toate spectacolele proaste, bune, au aceeași atitudine din partea, sunt primite cu aceeași atitudine din partea publicului și lucrul ăsta are. Deci că a scăzut nivelul. De, de ce se întâmplă? A scăzut nivelul cumva, apetitul pentru cultură, pentru teatru? Ah, S-a pierdut da. ceva din exigență? Da, cred că oamenii nu, nu, nu știu că trebuie să aprecieze și nu știu cum și când să aprecieze calitatea unui spectacol artistic, estetic vin la teatru și știu că la urmă trebuie să se aplaude. Și ca să fie așa mai uh, levanți, așa mai... Uh, domne, hai să apreciem, mai aplaudăm în picioare, adică noi apreciem faptul că ați muncit acolo. Dar nu știu dacă au și avut ce aprecia și dacă au... înțeleg că apreciază într-adevăr o valoare, ceva valoros. Nu știu, asta mă deranjează pe mine și Vorbiți de, de, sinceritate. Andrei Pleșu spune undeva, uh, talentul lui Victor Benjuc decurge din respectul față de adevăr și din înclinația spre firesc. Uh, n aveți sentimentul că lumea noastră și-a cam pierdut și respectul față de adevăr și înclinația spre firesc? Ba da. Ba da, am, am da, ce pot să fac? Ce pot să fac? Eu nu pot să... să, să, să eu am o altă atitudine față de mine și de profesia mea. Dacă, dacă nu îmi, îmi pierd firescul, devin teatral și inaccesibil, atunci neconvingător, bine zis, uh, și adevărul eu îl caut și nu îl găsesc întotdeauna pe aceeași linie și în același raft cu, cu adevărul oficial nu e acolo, nu, nu, tot acolo caut. Mă umblu până în alte părți. Dacă ați fi astăzi rectorul un ATC, care ar fi trei măsuri pe care le-ați luat ca rector? În primul rând, eu nu aș fi acceptat trecerea asta la Bologna, la sistemul Bologna, Nu, nu l-aș fi acceptat și încercam atunci, a început să niște tatonare așa cu, 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 cu rectorul de la Conservatorul din Cluj și cu încă unul de, la, de aici din București, de la Arte Plastice, să facem într-un fel ca să revine, să revine școlile astea vocaționale la Ministerul Culturii. Să rămână acolo și acolo să, să, să încercăm dezvoltarea lor. Și că nu aveam bani, noi nu aveam bani în perioada aia, la început, eu înceam la Minister să cer bani că totul era la pământ. Ăștia, de la film, nu aveau pe ce să lucreze, nu aveau aparate, -aveau, nu aveau. Nu era nimic, la, la pământ era și noi nu aveam studenți cu valută. Ministerul de era, ăștia care aveau medicina care avea valută, cred că și politehnica avea ceva valută, universitatea, nu știu, în afară, nu știu dacă avea, poate, poate și universitatea să fie avut studenți cu de ăștia, are arabi cu balută, să plec, uh, care făceau studiile la Atene Palace, în restaurant, uh, pe un calup de chent. Uh, și uh, mă duceam, domnule, nu avem mai n -ave, nu avem mai Mai ales la, la teatru am zis: Mine merge la teatru dacă ai cum să le duci pe, 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 pe studenți, să le înveți. Nu i trebuie să știe mii de proiectoare care sunt uh, pe scenă, nu are nevoie de atâtea lucruri tehnice, dar la film era nevoie de aparate de filmare, de proiectoare, de. Uh, traveling de, 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 obiective deosebite pe care să lucreze, să învețe operatorii să lucreze. Atunci. Și mă duceam și ceream bani de la... Ăsta, maior mi-a spus la un moment dat, îmi spunea... Hai că ți-am dat... Nu mi-ai dat mie nimic, n-ai dat școlii. Ce mi-ai dat mie? Mi-ai dat vreun bani? Am luat eu vreun bani? da eu, 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 ai dat și școala și-a și cumpărat din ea... O, ce are nevoie pentru cursuri și pentru... Aveți vreo replică favorită din, din ce ați jucat? Este așa vreo replică la care vă gândiți și vă întoarceți periodic? Da. Din Tarasiu eu. O făcură și pasta care mă este nefăcută. <laughs> Formidabil din Tuluza firesc. da. știu, că, știu că e dificil să dăm o definiție, dar ce ar fi teatru? Adică, de ce există acest miraj și de ce actorii sunt, uh, sunt cei mai iubiți din toată, din toată lumea culturală? De ce de ce sunt ei cei mai iubiți și ce ar însemna teatru? De ce trebuie să vină lumea la teatru? Pentru că e o chestie greu de, de definit. E o nevoie. E o nevoie esențială a, a, a corpului umanesc. Oamenii vin, își văd, să privesc se privesc, e o oglindă pentru spectator, pentru public. Se ved, se văd acolo, nu știu dacă se recunosc, dar se privesc și știu unde sunt, își dau seama unde se află, în, în, în ce lume trăiesc. E o nevoie, în primul rând e o nevoie de comunicare, de se întâmplă ceva, e un, e un miraj, este ceva deosebit nu știu, și eu, în momentul în care pășesc pe scenă, intru într-o altă lume, dintr-o dată. M mă simt în alte alte coordonate, nu mai sunt așa, mă uit că mă doare piciorul, de exemplu. Nu mai știu ce, mă, nu mă mai doare nimic, Eu am alte treabă cu personajul pe care îl interpretez și cu partenerii mei cu care comunic, să văd, să fiu acolo, prezență, încerc să-l înțeleg pe la ce îmi spune, să-l să fac să mă înțeleagă el pe mine. E, e, e altceva. Și știu, nu e, nu e obligatoriu, Teatru nu este obligatoriu, dar te duci odată din întâmplare și după aia vrei să mai vii. Capeți există dorința de a reveni, de a vedea. Păi a fost ceva interesant, a văzut ceva. Era viață, era adevăr, era... Parcă era adevărat. Și uh, uh, vrei, să... vrei să revii, pentru că ți s-a părut interesant. Și o faci. Vine din nou la să v-am cu curând un an de când marele actor Ion Caramitru nu mai este printre da. noi, de când s-a prăpădit. A jucat împreună cu el, S-a fost prieten foarte bun cu el. Ce înseamnă pierderea lui Ion Caramitru pentru cultura română? Un lucru, o pierdere deosebit de de de, de, crunt, de grea, de, de majoră. Era un intelectual de săvârșit, era un artist foarte bun nu o să mai existe nimeni care să poată recita așa cum recita el, nu numai Eminescu, dar în primul rând Eminescu. Ăștia care spun că Eminescu, alme, gata, nu mai, s-a zis, gata, ce, Eminescu, nu mai... Eh, Eminescu exista, el îl făcea să existe, îl arăta așa cum interpreta el, eh, eh, Eminescu exista te convingea, te, te cutremura. și un bun manager a condus un teatru, a făcut, a refăcut un teatru, l-a pus în picioare, l-a dezvoltat. Este un mare lucru pe care contemporanii lui din teatru acolo nu vor să-l recunoască. Nu vor. A, ce a făcut, doamne? nu, nu chiar în timp ce se construia, se reconstruia teatru, noi am jucat și se juca acolo. Păi mă de alea, de alea, pe alea. Și publicul la fel intra, venea la sală, ocupa, și ocupau locurile din sală și se juca în continuare. Și a apărut un teatru cu a făcut încă șase săle, a recuperat sala de la, în care juca opereta și acum teatru are spații de joc su suficiente. Mai are nevoie de actori, mai are nevoie de mașiniști, pentru că schema de personal a rămas redusă. Există vreun proiect pe care l-ați discutat cu Ion Caramitru și din păcate n-ați mai reușit să-l să faceți împreună? Păi era vorba asta de asta de tatăl, poate că am fi putut să-l să facă împreună, dar până la urmă Cristi Juncu l-a a, -a făcut el, că el a venit a fost o chestie a, interesantă că Pino a venit cu piesa asta de la Paris și ce uite am găsit piesa asta pentru tine a spus să, -o, 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 o punem aici să joci și începusem repetițiile cu regere mare și nu am putut să, 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 să euh, cu ea, dar peste câtva timp m-a căutat Cristi Juncu și a spus da, ce am o piesă pentru dumneavoastră dacă ați vrea să jucați, ce piesă, tatăl ce vorbești? <gântu -i> Pe asta ca să mi-a adus o caramitură să jucăm noi. Da? Da. Da. da? da, vorbesc cu el, să vedem dacă... Și am spus, uite, am Juncu vrea să pună piesa. Da, da, o facem, o punem, da, imediat. Dar el s-a prăpădit, dacă mi-aduc aminte că a fost o mare pierdere, este și un mare prieten. L-am iubit și l-am sprijinit, am fost alături de el încă de dinainte de Revoluție. Am jucat în piesele care le-a pus el în scenă, dar eram prieten, era altă chestie acolo între noi. Și dezinteresat, o prietenie absolut dezinteresată. Era Asta, Asta era prietenile, Asta înseamnă prietenile. Asta era prietenii. Și, și uh, îmi aduc aminte că el încă nu era, era student, m-a agățat în cismigiu odată, cum eram spre casă, m-a agățat și a început să zic, eu sunt student, și, și așa să stăm de vorbă, vedem cum e teatru, să -i nu știu să spune. eu nu știu cum e teatru, eu îl fac. Întrebat ce vă întreb eu acum. Îl fac și nu știu cum e teatru. Plec de la nimic și ajung să fac un personaj, să vedem cum. Asta a fost, chiar în institut aveam probleme. Cum să faci personajul? De-a de, -a, de -a, doamna Buzescu mi-a dat niște monologe să le spun, pentru că vrea să, să mă vadă. Să mă era ca o mamă pentru bine a fost până la urmă, de unde era o harpie la început până la urmă, era mama mea, era formidabilă a fost. Și eram mă, Cine e ăsta? De unde vine el? Că nu e ca la unde ungidărie, Pui e cinci pe cărămici și, știi, doamne, pune una peste alta, așa, ca să fie, da, între ele se pune, nu știu, nu știu, e un text cu niște vorbe, Cum, ce să fac cu alea, nu știam. Și e greu de explicat. Și de acolo, de știu, deci, după aia a venit actor nu mai știu minte dacă a jucat întâi la Național, cred că întâi la Național a jucat el întâi și până la teatru unde, unde, la Bulandra, unde avea ce să învețe. Din fericire, eu sunt fericit că nu m-am nu dus la Național după ce am absolvit Și că mai că mi-a Dumnezeu să o odihnească, mi-a făcut bine asta că m-a trimis la I-am spus, păi, dar zic eu la național, îmi spune că mi la telefon, zic, domnule, la municipal, păi zic eu la național, păi dacă naționalul nu dă concurs, municipalul te dă și vin cu acest să dai concurs, Numai... Așa. <laughs> și a venit la Bulandra pentru că avea ce să învețe, Erau, acolo erau regizori și se făcea altfel de teatru. E o diferență serioasă, e o diferență serioasă. Deci tatăl trebuia să fie montat la, la da, teatru șapte. național da. și da. nu la, nu la Bulandre. Da. Și, în, și la mine când am văzut că nu se poate, nu se poate, nu se poate, că așteptăm să vedem ce bani primim, E ce... ei alt plan, și făcut era alt plan, chiar și se cred că era de acord cu asta. O altă bine, bine, Normal că rămânea cu director, șeful lui, nu? Ce putea să zică? Și aveau alte planuri. Chimau regizori mulți, au pus multe piese. Am înțeles. Și în final, un gând, o urare, un îndemn pentru cei care vor privi sezonul e... 2 din acest podcast avantgarda, dacă eu nu s Dar eu sunt foarte, foarte impresionat de faptul că există acest. De podcasturi, și în mod special podcastul domnului Ionuț Vulpescu, pe care îl apreciez foarte mult, și le urez spectatorilor acest, acestui podcast cât mai multe bucurie oferite de către participanții la realizarea acestui podcast, și sănătate și să apucăm și vremuri mai bune. Domnule Benciuc, pentru mine a fost un privilegiu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la acest mine, podcast am. și multă sănătate. Și aceste două roluri, din Regele Moare și din Tatăl, să aibă viață cât mai lungă. Și multă sănătate. Da, să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să, și eu să pot să, să, să fiu prezent pe așa. Da, obede. Mulțumesc, bea.